Bordean despre Clubul Sportiv Mineral Baia Mare și ceea ce aveți în vedere în ceea ce privește continuarea returului de campionat. Da, bună ziua în primul rând. Mă bucur că mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră. Am acceptat propunerea domnului primar Doru Dăncuș de a fi numit în funcția de manager general al Clubului de Fotbal Mineral Baia Mare. Mă bucur că dânsul are încredere în mine și că m-a ales și, mă rog, are încredere în mine că pot face lucruri bune pentru fotbalul din Baia Mare, pe această care vreau să-i mulțumesc. Într-adevăr, Clubul de Fotbal Minau traversează în aceste momente o perioadă destul de dificilă, dar am încredere că echipa se poate salva de la retrogradare și am încredere că ne putem îndeplini acest obiectiv. Cum ai ajuns să te gândești că vei putea conduce un club precum Minaur Baia Mare? Sigur că te-ai întors acasă și una la mână, a doua la mână, să ne spui clar dacă vei ajuta și din teren sau nu, ca să închidem acest subiect cu Florin Achim, jucător. Da, multă lume m-a întrebat despre acest lucru. Nu voi mai, din păcate, nu voi mai ajuta echipa și din teren, pentru că nu vreau să încurc lucrurile. Am ales acest drum, este o nouă etapă din viața mea, pornesc în acest drum cu încredere, cu entuziasm, cu pasiune, îmi doresc să fac lucruri bune pentru fotbalul din Baia Mare, am încredere, sunt și emoționat, trebuie să recunosc, pentru că îmi doresc foarte mult să reușesc să salvez echipa de la retrogradare și din vară să putem să facem o echipă puternică pentru noul an de Liga 3. Unde să putem, haideți să vrem? Normal. Acum, eu îmi doresc foarte mult, am văzut care sunt problemele echipei. Este un loc, ultimul loc, care nu ne onorează. Cred că merită mult mai mult la Baia Mare. Dar asta este situația. Vin în mijlocul campionatului, să zic așa, în iarnă, dar cred că putem reuși să ne salvăm și am mare încredere în echipă. Cu ce abordare veți începe acest retur de campionat? Pentru că, totuși, în ultimul loc, slabe șanse. În acest moment, da, sunt toată lumea nu ne dă nicio șansă că ne putem salva, dar cred eu că cu câțiva jucători noi, cu experiență, am putea să salvăm echipa de la retrogradare. Suntem deja în discuții cu 3-4 jucători. Sperăm să reușim să ajungem și la o înțelegere cu ei și să vină să ne ajute. De ce când sunt momente grele, nimeni din conducerea Minaur nu este prezentă să dea niște explicații? Știți cum e, la momente grele este doar sala. Dar cred eu că la momentele aceste momente grele ies la suprafață caracterele puternice și sunt convins că și jucătorii vor avea altă atitudine. I-a venit la Baia Mare într-un moment extrem, extrem, extrem de sensibil. Echipa se află pe ultimul loc. Te-ai gândit la faptul că este un moment critic pentru echipă și vii în acest moment în care probabil mulți au foarte mari așteptări? Da, este un moment critic, dar mi-am asumat acest moment. Am încredere că putem salva echipa de la retrogradare. Sunt mulți oameni sceptici în privința salvării, dar cred că asta trebuie să se ambiționeze și pe jucători și pe antrenori și pe toată lumea, trebuie să ne unim și să reușim să salvăm echipa de la retrogradare. De ce are nevoie echipa? Ce nu merge? Cred că are nevoie de o altă stare de spirit, de un alt entuziasm. Cred că este nevoie de un click, un nou restart, așa o văd, o nouă abordare. Acest click are cumva și conotație financiară? Adică trebuie să fii motivat ca să joci. Corect, dar din punct de vedere financiar, cred că clubul nu are probleme în acest moment. Există restanțe salariale de o lună de zile. Asta nu cred că este o problemă pentru jucători, mai ales la condițiile din România și știm bine că și în alte părți, mă rog, sunt probleme mult mai mari financiare. Eu cred că jucătorii trebuie să înțeleagă că
Acest club este un club de tradiție. Noi la Baia Mare avem tradiție în fotbal și toată lumea știe treaba asta și trebuie să aibă altă atitudine. Aveți creionat un program al meciurilor amicale până la începerea campionatului? Da, avem 5 meciuri amicale programate până în acest moment. Mai încercăm să mai luăm 2-3 meciuri și să abordăm cu maximă seriozitate această perioadă de pregătire. În munca pe care ți-ai asumat-o din momentul de față, te bazezi pe expertiza faptului că ai evoluat la cluburi cu o organizare extrem de puternică și aici mă refer la Astra, FCSB, așa mai departe. Da, normal, da. Am văzut și eu lucruri și am o anumită experiență și îmi doresc ca ce-am văzut bine să aduc și ce-am văzut rău să elimin din ce exista astăzi la club. Rămâne Cipri Danciu alături de tine? Sigur. Colabia echipei. Cipri Danciu rămâne antrenorul echipei, am mare încredere în el, cred că putem să luăm echipa de la retrogradare. Probabil și el a fost, să zic așa, singur și n-a avut susținere, tocmai de aceea sunt aici să-i ofer toată susținerea de care are nevoie și am încredere că echipa se poate salva. Cât de bine cunoști echipele din serie și, eventual, cât de bine cunoști echipa Minaur Baia Mare, dacă ai văzut câteva meciuri din actualul sezon? Sincer să fiu, nu cunosc foarte, foarte bine seria. Am habar despre echipele din seria aceasta, dar recunosc că nu cunosc foarte bine jucătorii și așa mai departe, dar în acest moment lucrez la treaba asta, mă documentez foarte mult. Mi-am luat informații despre aproape toate echipele și sper să reușesc cu aceste informații să ajut echipa. Vor fi meciurile din play-out, fiecare în parte câte o finală? Cu siguranță, nu din play-out. Sunt meciurile din începând cu prima etapă, este o finală. Trebuie să ne gândim că orice meci pentru noi este capital. Și asta trebuie să înțeleagă jucătorii, cei care vor înțelege, e ok, cel care nu vor înțelege, înseamnă că nu merită să joace la acest club. Vor fi eliminat, mă rog, echipă cu siguranță. Cu siguranță vor fi schimbări, vor mai pleca jucători, vor veni alți jucători, pentru că în acest moment suntem pe ultimul loc și trebuie să facem ceva în acest sens și să schimbăm oarecum. Aveți certitudini privind venirile de jucători până acum? Deocamdată nu, dar cu siguranță de zilele următoare veți afla. Ai început sau începi munca de conducător de club, deși puteai să optezi pentru antrenorat sau alte funcții în club. Care este modelul tău de conducător de club și ce îți dorești să realizezi la Baia Mare? Eventual dacă ai un proiect pe termen scurt, dar și mediu-lung? Da, am început acest nou drum din poziția de conducere de club pentru că asta cred eu că mi se potrivește cel mai bine. Sincer, meseria de antrenor nu m-a atras, nu mă atrage. Am un model, cred că am lucrat cu mulți conducători buni, dar cel mai bun conducător cu care am lucrat este de departe Mihai Stoica și am și o relație destul de bună cu dânsul. Probabil că voi colabora cu el și pe această parte să mă ajute cu sfaturi, cu situații și îmi doresc să facem lucruri bune. Aici la Baia Mare suporterii sunt cam sceptici, orice schimbare care s-a petrecut în ultima perioadă la club n-a fost privită cu ochi buni. Cum crezi că va fi privită numirea ta și cum vei putea să întorci opinia suporterilor băimăreni? Opinia suporterilor băimăreni nu pot să o întorc decât prin rezultate. Sincer, și pe mine în această funcție mă țin rezultate. Dacă nu am rezultate, nu stau să cramponez de o funcție. Sunt primul care ridic mâna și plec. Nu știu cum a fost în trecut la Baia Mare. Nu știu cum au abordat foștii conducători astfel de situații, dar eu vreau să vorbesc mai puțin și să demonstrez că echipa poate să crească, că aici la Baia Mare putem să facem un proiect frumos, să jucăm cu jucători din pepiniera proprie, să fim un club sănătos din toate punctele de vedere și cred că
am nevoie normal de timp, în timp voi reuși acest lucru, dar cel mai important obiectiv pentru noi în acest moment este salvarea de la retrogradare. Pentru că dacă echipa nu se salvează de la retrogradare, nu mai putem să vorbim de niciun proiect. Unii v-au contestat încă înainte de numirea oficială, ca să zic așa. Ce le transmite? Adică de ce se pleacă din start negativ? Pentru că așa este la noi, în România. Mă rog, sunt unii care mă contest, accept, trebuie să fie și astfel de oameni, e normal să fie și astfel de oameni. Probabil voi schimba opinia în următoarea perioadă, doar prin rezultate. Și dacă, nu se salvează din nou de retrogradare, înseamnă ce? Sunt primul care ridic mâna și înseamnă că n-am făcut lucruri corecte și... Care se traduce prin? Prin faptul că eu cred că dacă echipa aceasta se retrogradează, nu știu dacă o să mai avem fotbal în Baia Mare, la nivel de Liga 3-a sau că am mai auzit printr-o parte și alta că retrogradăm și ne invită federația. Este cea mai mare prostie care am auzit-o. Noi trebuie să ne salvăm pe teren, asta e clar. Nu putem să ne bazăm pe faptul că ne invită federația și... Deci nu accept astfel de lucru. Trebuie să ne salvăm pe teren și eu am mare încredere că putem să reușim acest lucru. Clipul postat de Adi Rusu pe detectivul de presă Șoc este, din punctul meu de vedere, o imensă lovitură de imagine. Că ai susținerea multor jucători activi din Superliga, dar și a unor conducători și antrenori. Care este susținerea de care te bucuri astăzi la Baia Mare, în momentul acesta de care vorbim? Eventual primarul interimar sau dacă mai sunt alte susțineri de care te bucuri? Da, acel clip a postat pe rețelele de socializare. Sunt doar prieteni buni de-ai mei, toți care apar în acel clip, nu sunt oameni pe care le cunosc, sunt prieteni, le mulțumesc pe această cale pentru susținere. Am toată susținerea din partea domnului primar Doru Dăncuș, care mă susține în tot ceea ce fac, are încredere în mine. Îi mai mulțumesc o dată pe această cale că m-a ales în această funcție și care are încredere în mine și sper să îi răsplătesc încrederea cu rezultatele pe care le vom avea. Deci demisionez dacă retrogradăm? Am spus că dacă retrogradăm, sunt primul care vă ridică mâna. Culmea este că din seria 10-a, din Liga 3-a, ultimele două clasate, Minaur Baia Mare și Olimpia 1923 Satu Mare, sunt echipele care probabil au produs cele mai mari schimbări, atât la nivel de conducere cât și de jucători. Cum vezi bătălia cu Olimpia și, în general, cum vezi nu numai cele trei meciuri rămase din sezonul regular, dar și play-out-ul pentru Minaur Baia Mare? Da, de obicei s-au produs cele mai multe schimbări pentru că și noi și Olimpia ne aflăm în niște situații în care trebuie să încercăm să schimbăm ceva pe ultimele locuri. Cum o văd? Fiecare meci este important. Play-out-ul, din punctul meu de vedere, este cea mai importantă bătălie. Acolo orice meci, orice punct, orice minut, orice secundă contează. Trebuie să fim conștienți că nu există meciuri ușoare sau meciuri grele, toate meciurile trebuie abordate la victorie, cu atitudine, pentru că, normal, se întâmplă să pierzi, e normal asta, dar trebuie să pierzi cu demnitate, să ai atitudine, când ieși de pe teren să fii 100% împăcat cu tine, că ai dat tot ce ai mai bun pe teren pentru a obține victoria. Ne vedem astăzi pe Florin Achim singur. Cu cine va lucra Florin Achim la Minaur Baia Mare, dacă mai aduci pe cineva sau opte să lucrezi cu echipa de aici? Pe echipa de aici vă referiți la conducere, nu? Echipa conducere la... singur în acest moment. Astăzi. Da, intenționez să mai aduc pe cineva lângă mine. Este o persoană care în momentul de față lucrează la un club din prima divizie. Sunt aproape să-l conving, sper să reușesc. Pe partea aceasta administrativă cred că m-ar ajuta foarte mult. Îmi doresc acest lucru, dar vom vedea. În rest, stafful și antrenorii cu care mergem mai departe și cei din clubul sportiv Minaur, în speță doamna director
la Luca Mureșan și cei care lucrează la, la birou. După retrogradarea echipei din eșalonul secund, galeria a cam părăsit echipa și n-am prea văzut-o în tribune. Ce le transmiți astăzi suporterilor, eventual dacă îi chemi înapoi în tribune? Păi, eu mi-aș dori să fie de la primul meci lângă noi. Chiar dacă nu vor fi număr mare, sunt convins că doar prin rezultate putem să aducem înapoi lângă echipă și la stadion. Doar prin rezultate. Doar dacă echipa va câștiga și vom avea rezultate, normal și lumea va veni la stadion. Eu nu sunt în măsură să judec pe suporteri, îi înțeleg. Este un loc care nu ne onorează, un loc 10 rușinos. Dar sper să ieșim din această pasă proastă în care se află echipa și să reușim de la meci la meci să urcăm în clasament și sunt sigur că suporterii vor veni alături de noi. Intenționez să te vezi și cu ei? Cu siguranță. Am inițiat o discuție cu șefii galeriei și cu siguranță o să mă întâlnesc și cu ei. Scăpăm de retrogradare. În condiție de azi, nu te întâlnim. Suntem unde suntem acum. Ce trebuie să schimbăm? Sau ce nu merge, de fapt? Ceva nu merge. Pentru a promova? Pentru a încerca mai sus decât suntem acum. Să zicem că rămânem în gata. Da. S-a vorbit la un moment dat chiar de Liga 1? Da. Ceea ce e. În acest moment, nu suntem pregătiți de Liga 1, din punct de vedere al infrastructurii. De Liga 2 suntem pregătiți din multe puncte de vedere, dar de Liga 1 nu suntem pregătiți din punct de vedere al infrastructurii. Cred că ușor și cu susținerea domnului primar Dăncuș, care sunt convins că va face lucruri bune pentru fotbalul băimărean și, în general, pentru sportul din Baia Mare, avem nevoie în acest moment de infrastructură. De acolo plecăm. Atâta timp cât nu avem infrastructură, nu putem emite pretenții să avem echipă la Liga 1. Pentru că dacă mâine, printr-un joc de imaginație, am avea echipă la Liga 1, n-am avea stadionul pe care să jucăm. Asta una la mână. Doi la mână, cred că suntem pregătiți să avem o echipă de Liga 2, o echipă care să crească tine, o echipă care să, în câțiva ani, să se susțină din vânzarea de jucători tineri către cluburile din prima ligă. Asta putem să avem. Și asta trebuie să avem. Noi am promovat în Liga 2, dar nu eram pregătiți de Liga 2, din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Drept dovadă, am retrogradat din nou în Liga 3. Și îmi pare foarte rău, dar sperăm că vom face lucruri bune și vom reuși să ajungem din nou în Liga 2 și să reușim să facem o echipă puternică.